Veste bună pentru buzoienii care așteaptă repararea și redeschiderea circulației pe podul de la Vadu Pașii. Reprezentanții Consiliului Județean dau asigurări că se vor demara curând lucrările, chiar dacă se feresc să spună cu exactitate când. Maternitatea s-a deschis. Următoarea întrebare este podul de la Vadu Pașii. Nu pot să dau niciun fel de declarație. Ați văzut că am așa un zâmbet ironic, n-am mai dat termene nici când se va termina, eu știu, sau când se va naște primul copil în maternitate. Cu siguranță, într-o perioadă de timp, nu prea lungă, și vor începe și lucrările de la podul, de la Vadu Pașii. Lucrările acelea care se pot vedea cu muncitor, nu? Corect. Mai mult decât atât, președintele Consiliului Județean susține că există finanțare pentru această lucrare. Afirmația vine să desființeze zvonurile conform cărora nu ar exista bani pentru pod. Există zvonuri că nu ar exista fonduri necesare. Zvonuri sunt o grămadă. Au fost zvonuri că nu s-au plătit utilajele la maternitate, au fost zvonuri că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu s-au confirmat. Ce s-au confirmat? Sunt banii, nu există, nu s-a confirmat absolut nimic, dar în sfârșit nu e problema mea, fiecare are. Nu sunt fonduri, podul de la Vadu Pașii este prins în Programul Național de Dezvoltare Locală, are finanțare. Costurile pentru reabilitarea podului sunt estimate la aproximativ 10 milioane de euro. Lucrările vor permite reluarea traficului pe podul de la Vadu Pașii a tuturor categoriilor de vehicule. În prezent, obiectivul poate fi traversat doar de către pietoni. Conceput de inginerul constructor Angel Salini, podul de la Vadu Pașii a deservit circulația rutieră din anul 1949 și până în primăvara anului 2005, atunci când a fost închis din motive de siguranță a circulației.